Distracția continuă la Electric Castle, muzica răsună la Monțita de 3 zile și pătrăcăreții nu se grăbesc să plece acasă până poi mâine, când marele festival se va încheia. Au fost controle severe, în urma cărora 20 de persoane au fost prinse cu droguri. Și mergem acum la colega noastră, Andreea Cigolea, care este la acest festival. Bună seara, Andreea! Ce faceți? Cum vă distrați acolo? Este imposibil să ai o zi proastă la Cluj, așa cum spune artistul de la Macklemore, care a fost pe scenă și a făcut senzația aseară. Așa vă spunem și noi că este imposibil să aveți o zi proastă la Monțita. Din păcate, programul Electric Castle de astăzi suferă o modificare importantă. The Chemical Brothers și-au anulat show-ul programat în această seară. Ei trebuiau să închidă seara pe main stage. Din motive medicale, ei nu vor mai putea veni pentru că Tom Rowland suferă o infecție a urechii, în urma căreia medicii i-au recomandat să evite o deplasare cu avionul sau o expunere la sunete de intensitate puternică. Atât organizatorii cât și membrii trupei împart dezamăgirea cu fanii care au venit de la peste 500 de kilometri să îi vadă aici, și mai ales că organizatorii de la Electric Castle aproape de 2 ani își doreau să îi aibă aici pe scenă, însă au făcut și o coreografie și au pregătit o întreagă producție care acum devine inutilă, pentru că aceștia nu vor mai urca pe scena de la Electric Castle, însă organizatorii au o mulțime de surprize pentru cei care se află în această seară aici, nu numai. Numai aseară au fost 50.000 de festivalieri care s-au bucurat de toate concertele de aici din Monțita și vă spunem că în această seară o să urce pe scenă și Iggy Pop, celebrul artist în vârstă de 74 de ani, care va face senzație pe scena din stânga mea, unde acum îi auziți pe cei de la Coma.